Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan, de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea, iar astăzi, în cadrul acestei întâlniri, vom discuta despre adunarea și scăderea numărelor întregi, proprietăți. Matematică, clasa 6. Să vedem cum adunăm două numere întregi care au același semn. Atunci când adunăm două numere întregi ce au același semn, se adună modulele numerelor și în față se trece semnul comun. În exemplele următoare, observăm că minus 2 adunat cu minus 10, conform regulii anterioare, este egal cu minus, paranteză, suma dintre opusul numărului întreg minus 2, care este 2, și opusul numărului întreg minus 10, care este 10. Efectuând întâi calculul din paranteză, 2 plus 10 ca rezultat este egal cu 12, cu minusul din față obținem numărul întreg minus 12. Dacă adunăm numărul întreg pozitiv plus 2 cu numărul întreg pozitiv plus 10, obținem același lucru ca atunci când adunăm 2 cu 10, pentru că numărul întreg pozitiv 2 este de altfel numărul natural 2, la fel și pentru plus 10, dar observăm că se respectă regula anterioară, adică avem plus și în paranteză suma modulelor celor două numere. Modulul lui plus 2 este 2, modulul lui plus 10 este 10. Efectuând calculă din paranteză, obținem numărul plus 12 și cu semnul din fața parantezei plus, deci rezultatul rămâne plus 12. Deci, în ambele exemple, regula în baza căreia se adună două numere întregi cu același semn se respectă. Să ne reamintim că prin scrierea x întrebare verticale înțelegem modulul lui x, acesta fiind x dacă x este mai mare sau egal ca 0, respectiv minus x dacă x e mai mic decât 0. X fiind un număr întreg oarecare. Din acest punct de vedere, modulul lui minus 5 este 5, iar modulul lui 5 este tot 5. Cum adunăm de data aceasta două numere întregi care au semne opuse? Pentru a aduna două numere întregi de semne opuse, se scade din modulul mai mare modulul mai mic, iar în fața rezultatului se trece semnul numărului mai mare în modul. Exemplu. Minus 12 adunat cu plus 7 este minus, paranteză, 12 minus 7, 12 reprezentând modulul numărului întreg minus 12, 7 reprezentând modulul numărului întreg plus 7, se face diferența dintre cele două module din cel mai mare, cel mai mic, adică 12 minus 7, rezultatul trecându-se cu semnul minus în față, adică minus 5. Am specificat că modul din minus 12 este 12, modul din 7 este 7 și așa cum se observă, modul din minus 12 e mai mare decât modul din 7. Cum scădem două numere întregi? Pentru a scădea două numere întregi, adunăm la descăzut opusul scăzătorului. Iată cum putem proceda în următoarele exemple. 14 minus 7, conform regulii anterioare, putem privi această operație ca fiind 14 plus opusul lui 7, care este minus 7, deci 7. Respectiv 14 minus minus 7, privim această operație ca o operație de adunare, 14 plus opusul numărului minus 7, adică a lui 7, obținând ca rezultat 21. Observați,
Prin opusul unui număr întreg x, înțelegem numărul întreg notat minus x. Spre exemplu, opusul numărului 2022 este numărul minus 2022, iar opusul numărului întreg minus 2022 este numărul întreg 2022. Câteva proprietăți ale adunării numerelor întregi. Adunarea numerelor întregi este o operație asociativă. A adunat cu paranteză B plus C este tot un A cu paranteză A adunat cu B, totul adunat cu C, pentru orice numere întregi ABC. Adunarea numerelor întregi este o operație comutativă. A plus B întotdeauna este egal cu B plus A, pentru orice întregi A mic și B mic. Elementul neutru pentru operația de adunare pe mulțimea numerelor întregi este 0. În sensul că A adunat cu 0 este egal cu 0 adunat cu A și întotdeauna ne dă A pentru orice întreg A. Orice număr întreg are un opus. A adunat cu minus A, prin minus A înțelegem opusul numărului întreg A, este egal cu minus A adunat cu A și ne dă 0. Să vedem și o aplicație în acest sens. Ne propunem să calculăm minus 14 adunat cu minus 21 adunat cu 17 cu minus 2 și în final adunat cu modul din minus 45. Respectând regulile anterioare, putem grupa în minus paranteză 14 plus 21, în continuare adunat cu 17, minus 2 și adunat în final cu modulul numărului minus 45, care este 45. Deci obținem minus 35 plus 17, minus 2 plus 45. Putem folosi asociativitatea și atunci avem minus 35 plus 17 plus paranteză minus 2 plus 45. Respectând regula de adunare a două numere întregi de semne opuse, avem ca rezultat pentru prima paranteză minus paranteză 35 minus 17 și în a doua paranteză așezăm rezultatul sub forma 45 minus 2. Deci, minus 18 plus 43 este următorul rezultat al operației noastre, adică 43 minus 18, adică 25. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!